Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la emisiunea Conexiuni. Înainte de a trece la dezbaterea subiectelor propriu-zise, vă propun tradiționalul nostru editorial. Necunoscute sunt căile de manifestare ale anxietății populare. În Franța, protestul vestelor galbene a început acum 13 săptămâni în urmă, în legătură cu mărirea taxei la petrol, iar la moment continuă cu un set mult mai larg de revendicări. Acestea includ servicii publice mai performante, reducerea cheltuielilor de întreținere, abolirea taxelor în raport cu unele pensii. Pe de altă parte, reducerea impozitului pe venit pentru cei bogați, operat de președintele Emmanuel Macron, a întărit convingerea populației rurale și a cele din orașe mici pauperizate că elitele politice și economice îi tratează cu dispreț. Calea pe care vor să urmeze vestele galbene este nu doar înlăturarea președintelui, ci abolirea Constituției și înlocuirea democrației reprezentative cu o democrație populară. Între timp, Macron a anunțat creșterea salariului minim cu 100 de euro, scutiri de taxe pentru pensiile până la 2000 de euro, lansarea unui dialog social cu cetățenii. Măsurile în cauză, dar și extenuarea mișcării protestatare au redus din numărul inițial al vestelor galbene, însă acestea rămân a fi active și impactul asupra societății franceze, dar și asupra Europei, este greu de subestimat. O mișcare fără o ierarhie clar stabilită, fără ideologie, cuprinzând grupări extremiste de dreapta și de stânga, fără cunoștințe profunde în domeniul economic și financiar, dar ușor excitabilă de zvonuri prin intermediul rețelelor sociale, este acest nou real politic al democrațiilor occidentale. Nu negăm legitimitatea protestelor, condamnăm violențele, însă întrebarea fundamentală pentru Franța și pentru Europa rămâne următoarea. Sunt în stare elitele politice europene să ofere populațiilor pe care pretind să le reprezinte un contract social satisfăcător sau vom asista la dezmembrarea regimurilor politice așa cum le-am cunoscut? Vom încerca să răspundem împreună la întrebările în cauză, urmărind primul material din această seară. Peste 50.000 de manifestanți ai vestelor galbene au mărșăluit sâmbătă în Franța pentru a 13-a săptămână la rând. Protestele antiguvernamentale au fost marcate de violențe, îndeoseb la Paris. 10 de vehicule au fost incendiate. Poliția a arestat mai multe persoane, iar Ministerul de Interne a calificat acțiunile manifestanților intolerabile și dezgustătoare. Între timp, președintele francez Emmanuel Macron încearcă să calmeze spiritele prin consultări la nivel național. În acest scop, el a acceptat să se întâlnească chiar și cu liderul extremei drepte Marine Le Pen, dar nu a reușit să o convingă să participe la dezbaterea națională. Je lui ai indiqué qu'il me semblait que la dissolution apparaissait le meilleur moyen pour que chacun puisse non seulement s'exprimer dans le cadre d'élections législatives, donc débattre à nouveau dans des conditions qui sont des conditions respectueuses de nos institutions, de la politique fiscale, de la politique sociale à mettre en œuvre, mais également de sujets aussi importants que l'immigration, que la souveraineté. Guvernul organizează până la jumătatea lunii martie consultări în toate regiunile țării în încercarea de a răspunde așteptărilor celor nemulțumiți. Între subiectele aflate în dezbatere sunt puterea de cumpărare, fiscalitatea, democrația și mediul. Protestatarii nu s-au lăsat convinși de invitația lui Macron la consultări, iar spiritul protestatar a fost reaprins în această săptămână de vicepreședintele italian Luigi Di Maio, liderul mișcării 5 stele. El s-a întâlnit cu reprezentanții ai vestelor galbene, determinând Franța să-și recheme ambasadorul de la Roma. Moi, ce que je déplore, c'est que quelqu'un qui est membre du gouvernement italien se rende dans un pays voisin, ami, allié, sans prévenir, pour rencontrer non pas un mouvement politique, mais pour rencontrer quelqu'un qui a appelé à la destitution du président, au renversement du gouvernement, à la guerre civile et à l'instauration d'un gouvernement militaire. Monsieur Di Maio a été très mal inspiré, et si c'est là-dessus qu'il espère bâtir une coalition pour les élections européennes, Monsieur Di Maio nous trouvera en travers de son chemin, et je crois qu'il trouvera aussi beaucoup d'Européens en travers de son chemin. Liderul formațiunii antisistem, Mișcarea 5 Stele, a afirmat la rândul său că întâlnirea de lângă Paris cu protestatari francezi și potențiali candidați în alegerile pentru Parlamentul European a fost pe deplin legitimă. Ora, se siamo in un'Europa senza confini, i confini che non ci sono, quindi il fatto che non ci siano confini, non deve valere soltanto per la libera circolazione delle merci e delle persone, ma anche per la libera circolazione delle forze politiche che si accordano in ottica europea. Dopo incidentul din această săptămână, celălalt vicepremier italian Matteo Salvini l-a invitat la discuții pe omologul său francez pentru a soluționa disputele diplomatice.
Vom discuta subiectul în cauză împreună cu invitatul nostru permanent, domnul Iulian Groza, și cu invitatul nostru special, domnul Terry Ernst. Bună seara, domnilor! Bună seara! Bună seara! Vă începe cu dumneavoastră. Sunteți cetățean francez, da, și ne pare foarte bine că sunteți cu noi în această seară, pentru că am ținut neapărat să cunoaștem opinia unui cetățean francez în raport cu evoluțiile din Franța. Sunt 13 săptămâni de când vestele galbene protestează în Franța. Ați putea cumva să ne spuneți, din punctul dumneavoastră de vedere, ce se întâmplă în Franța? Este complicat, Franța, foarte complicat. Pentru meu, acum, eu trăiesc în Moldova, eu văd diferit. Este complicat pentru că, pentru meu, Franța este bogat, dar este problem. Este problem, este populația sărac, este mult ajutor social. Exact. Et je ne pot înțeles ce doliți gilet jaune în limba franceză, ce doliți. Doliți achitat foarte puțin tax, așa, și doliți mai mult avantaj, mult ajutor, mult așa. E imposibil de a avut și una și alta. Nu este posibil. Nu este posibil. Dacă Franța deja trebuie mult credit, de miliarde de miliarde de credit deja. Înseamnă că poate atunci președintele Macron a avut dreptate să dezvolte și să implementeze aceste reforme economice sau cum credeți? Mare problemă în Franța dacă este, nu este posibil să faci reformă. Nu este posibil. Nu este posibil. Germania a făcut, Franța este foarte complicat pentru că imediat președintele dorește să facă reformă, este blocat cu manifestația, cu popor. Este foarte complicat așa. E păcat pentru că este foarte periculos pentru Franța, pentru Vitoli, eu fac grijă pentru Franța, pentru că de asta ați venit în Moldova. Da, eu sunt migrant în Moldova. Okay. Dar spuneți-mi dumneavoastră de unde sunteți locul de naștere? Eu sunt din Lyon. Din Lyon. Da. Și sunt multe manifestări și în Lyon, apropo. Da. Mai multe acum în alte orașe ale Franței decât la Paris, din câte da, înțeleg. Da, este un mare problem ieri la Lyon, pentru că este mult partii de extrem drept. Exact. Și Marie Le Pen. Da, mai greu din Marine Le Pen. Și face bataille cu extrem stânga. Face bataille, așa este complicat. Este complicat și este alegere europeană. Exact. Este complicat pentru un politic, foarte complicat. De altfel, a fost și vicepremierul italian, Di Maio, a fost acum mai recent la Paris, undeva într-o suburbie și s-a fotografiat cu unul dintre liderii extremei drepte care participă la mișcarea vestelor galbene și Parisul oficial și-a retras ambasadorul de la Roma. Adică a fost și un moment așa foarte complicat diplomatic, aș spune eu. Cred că este și un moment unic în istoria diplomației europene. Post-belece. Post-belece. Dar, până la urmă, nu este problema că Di Maio s-a fotografiat cu cineva din mișcarea vestelor galbene. Problema este totuși în retorica destul de extremistă care vine din partea acestui lider italian, oficial italian, care vine cu niște practic discursuri care subminează autorităților franceze și practic asta a fost și un răspuns al președintelui Macron, al autorităților franceze de a rechema practic pentru prima dată în istoria bilaterală franco-italiană. Iulian, dar știi foarte bine cu tuma diplomatică, atunci când se deplasează un vicepremier a unui stat oarecare, în alt stat, ar fi normal să fie notificat. Evident. Tocmai și asta ar fi o problemă. Până la urmă, în funcție personală, oficiale pot călători exact unde vor ei. Problema totuși este că apariția publică, discuțiile da cu acești lideri, susținerea unor deziderate destul de extremiste din partea unui oficial străin într-o țară prietenă, cum este Franța, sigur că asta își are explicația sa în legitima decizie, probabil, a autorităților franceze de a rechema ambasadorul. Până la urmă,
Pe de altă parte, nu este clar dacă este ultima măsură pe care au aplicat-o autoritățile franceze și ce ar urma după acest lucru, fiindcă Di Maio, spre exemplu, s-a oferit să aibă și o discuție oficială cu autoritățile franceze, într-un fel să explice această situație nefericită. Aparent, cel puțin la moment, autoritățile franceze sunt destul de supărate. Intenția lui Di Maio este să construiască această mișcare populistă de dreapta în contextul alegerilor parlamentare pe care le-ați menționat dumneavoastră. Tot dumneavoastră a spus că la Lyon sunt puternice mișcările, zicem, partidele de dreapta. Mm. Cum credeți, la alegerile parlamentare va reuși Macron cu partidul său să meargă înainte în contextul protestelor sau vor apărea niște lideri noi din cadrul mișcării vestilor galbene? Pentru moment, sondajul spus Macron prima și la doi este Marine Le Pen. Oh, la doi. Da, este sondaj în Franța. Dar pot schimba încă. Gilet jaune este problem pentru este bun pentru Macron. Da. Pentru că dispersează. Da, așa. Eu cred, eu fac grijă pentru Vitolii alegere, tot în Europa este problem, extrême droite, eu cred dezvoltar. Eu fac grijă pentru Vitolii alegere. Totuși, președintele Macron a venit cu această inițiativă de a lansa o dezbatere națională pentru a renegocia contractul social cu poporul francez. Nu mi-aduc aminte ca o astfel de practică să fi fost aplicată în ultimii ani în Franța. De fapt, probabil o experiență similară a fost poate prin secolul XIX, în ajunul revoluțiilor franceze. Cum credeți, această inițiativă a președintelui Macron poate cumva să răspundă așteptărilor cetățenilor, așteptărilor acestei mișcări, fiindcă la moment, spre exemplu, sondajele arată o îmbunătățire a imaginii președintelui Macron. Pe de altă parte, nemulțumirea rămâne și mișcarea continuă să adune cetățeni în toată țara. Cum credeți? Este foarte greu acum pentru președintele Macron. Problema este acum președintele Macron este deja imaginea din președinte pentru bogat. Așa este foarte complicat pentru face ceva. Pentru că el a scos taxele pentru niște taxe pentru cei bogați. Da. A ridicat niște impozite pe venit. Da, e problemă, persoană foarte bogată fugi din Franța. Ce faci? Da. Eu pot înțeles. Populația foarte săracă nu înțeles de ce faci anulat taxa pentru populația bogată. Da. Și a pus taxa pentru petrol la mașină. În același timp. Trebuie, dar nu acum. Prima, trebuie dai posibilitate cu populația cu transport curat. Și când este transport curat, noi facem tax, nu invers, început cu tax și ce faci? Populația sărac nu lucrezi în oraș, ce faci? Trebuie placă cu mașina. Eu cred pentru președintele Macron este foarte complicat acum, foarte complicat. Deja este tineri. Este tineri. Nu aveți experiență mare în politic. Da. E, așa faci... Dar totuși președintele Macron a câștigat alegerile prezidențiale devansând mai mult politicieni importanți, experimentați. Sigur. Probabil asta a fost și avantajul său. Președintele Macron a fost ales iarăși de cetățeni care văd în el o alternativă, un om antisistem. Probabil asta a fost motivația celor care l-au votat. În ce măsură totuși președintele reușește să răspundă așteptărilor? Vedem totuși în urma acestor mișcări populare măsuri destul de importante care încearcă să răspundă așteptărilor mișcării populare, dar se vede că acest lucru nu este suficient. Care ar fi o măsură pe care ar putea să o aplice președintele Macron sau autoritățile franceze pentru ca să
rezolve problema promovată de către aceste mișcări populare. Acum, prezident Macron face ceva, eu cred, este bine, vorbesc cu poporul francez, face mult dezbateri, da. Mult în Franța, cu tineri, cu primari, cu așa. Așa este bine, deja un sondaj cel mai bine, este imediat. Eu cred, așa pot este soluția, vorbesc, pot face referendum. Eu ascult pentru alegeri europene, da, face un referendum. Poți așa, este soluția. Este prezident Macron este foarte decep. Foarte decep, este eu cred am văzut un sondaj două zile întrecut, de că acum este alegerile prezidențiale, Macron este prima și Marine Le Pen. Este când eu am văzut la televiziune manifestația așa și cu sondaj, este paradox. Este paradox. Am vrut să vă întreb ceva, domnule Ernst. Să revenim, de exemplu, în trecut și ce s-a întâmplat după al doilea război mondial. A existat un stat social cu asistență socială, da? Foarte multe transferuri sociale. Mai târziu a apărut și consensul de la Washington la sfârșitul anilor 80, o metodă mai liberală, cum ar fi, o politică mai liberală economică. Sunt două curente care sunt divergente cumva. Care sunt așteptările populației franceze în mare parte? Sunt ei mai mult cu așteptări socialiste, de transferuri sociale de la stat, sau sunt mai mult pentru inițiativă privată, cu taxe mici și cu stat mic? Care este echilibrul în Franța acum? Cum credeți dumneavoastră? Eu cred în Franța, populația aveți nevoie din securitate socială, securat, ospital gratis, mult avantaje. Social. Și a este venit, cum spus, din după război. Exact. Acum situația economică din Franța a schimbat. Schimbat. Franța e mai sărac acum din după război, multe lucruri, multe posibilități pentru dezvoltare. E așa, Franța nu doliți să abandonați avantaj social. Dar doliți puțin liberal, privat. Este mult paradox. Noi putem acum trebuie cum spus, în Franța nu avem mai mult avantaj. Eu cred, mai mult avantaj. Noi putem trăiască încă mult timp așa. Trebuie să faci reformă. Așa, trebuie să faci reformă. Cum vrea președintele Macron sau altfel? Fiecare prezent spus, eu fac reformă. Mais nu pot să fac. Sarkozy, Hollande face nimic, așa, altă problemă. Sarkozy nu pot face nimic, Chirac deja face nimic. Nu avem încă prezident curajos pentru să faci reformă. De Gaulle, poate. Da, este altă epocă. Dar în Germania este reformă foarte greu pentru populația din Germania. În England e făcut reformă. În Franța este blocat, este imobilizat. Domnule Ernst, dar cum credeți acest tandem franco-german relansat acum prin tratatul de la Aachen, încercarea de a coagula eforturile franco-germane pentru a reforma Uniunea Europeană, pentru a reforma Europa în general. Da. Credeți că asta ar putea să ofere Franței o oportunitate pentru a găsi soluții pentru problemele Franței la nivel european? Încercarea de a face acest tandem cu Germania. Este important, deja noi, 40 ani deja noi avem pace în Europa, așa este prima foarte importantă. Și eu cred, este, cum spus, motor pentru Europa, Franța, Germania. Este complicat acum cu Ungaria, cu altă Polonia, cu Brexit, da. Aveți nevoie din Franța, eu cred, și din Germania puternic pentru pentru este motor din Europa, pentru problemă, este complicat acum, foarte complicat, pentru este singur, Brexit, plac, ce reste? Italia este problem, Spania pot Spania, așa, este complicat pentru Europa acum. Eu cred că este un nou team pentru Europa, început după alegerile europene, eu cred. Dar cum credeți, poate e stilul personal al
președintului Macron, lipsa de experiență care ați menționat-o dumneavoastră, și unii critici mai spun că e puțin arogant în discuții sau în anumite ieșiri publice și îi consideră pe cei care, de exemplu, trăiesc în orășele mici, care nu câștigă suficient, că sunt cumva, nu încearcă mai mult, nu sunt foarte activi. Nu vreau să spun că sunt leneși, dar nu vor să muncească. Crezi că critica asta este binevenită sau poate președintele Macron ar trebui să fie mai diplomatic cumva? Așa i-a spus, prezident Macron este tineri. Tineri. Nu avea experiență din prezidență. Ok, putem să-l iertăm. Cred că este François Fillon, faci program, nu avea problema așa dacă este François Fillon, e pentru că este om politic mai vechi, exact. Este spontaneitate, înțeles? Spontaneitate, da. Și eu sunt de acord ce spus că tineri nu lucrez lucru, spus acolo este lucru. Da. Așa este adevărat, așa. Dar nu este posibil în din prezidență spus așa, este complicat. Dar este tiner, spontane și eu nu cred este arogant. Cred, sigur, prezident Macron este bogat. Este bogat, da. Lucrează în banca Rothschild, așa nu este bine în Franța. Nu cunoaște viața sărac. Sigur. După, pot să faci ceva. Eu nu sunt partizan din prezident Macron. Eu sunt observator. Da. Dar eu cred... Eu accept, pentru că eu cred nu este terminat pentru prezident Macron. Și cum credeți evoluția asta a vestelor galbene? Deci, probabil că o parte din ei vor participa la alegerile europene, așa? O parte din ei. Da. Ce se va întâmpla cu alții? Deci vor fi probabil extremă dreaptă, cu Le Pen vor merge împreună, poate, cu Di Maio, vor face coaliții la nivel european, cei de stânga probabil vor merge pe filiera stângă, cei de centru. Deci va fi o divizare probabil a vestelor galbene, nu? A Jeleușu, cum spuneți dumneavoastră, nu? Va fi o divizare. Ce se va întâmpla mai departe? Până când, unde se va opri această mișcare protestatară? În mai, când vor fi alegerile și gata? Deja fiecare sâmbătă ce mai puțin manifestații. A fost și sâmbătă trecută. 50.000 este... Total, da, din tot total. Ce mai puțin. Problemul este multă violența e așa mai puțin. Da. Eu cred... Eu nu cred faci foarte bun scor în alegerile europene Gilles Gelbeni. Nu faci bun scor. Eu cred după alegerile europene pot este gata. Da, dar în același timp ideea este de la 13 săptămână acestor proteste, dar apetitul și solicitările mișcării sunt tot mai ambițioase și tot mai extreme, în sensul, spre exemplu, alegeri parlamentare anticipate, revizuirea Constituției, schimbarea sistemului democratic, de fracții și mai departe. Da. Cât de apropiate sunt aceste solicitări de majoritatea cetățenilor francezi? Își doresc schimbarea sistemului democratic din Franța, creșterea deciziilor prin referendumuri, da. O democrație reprezentativă este mai aproape de poporul francez sau totuși cea una directă decât cea reprezentativă? Exemplu pentru așa este Elveția. Elveția e alt organizație, alt sistem. Eu nu cred că a funcționat. Listă ce face Gilets Jaunes, mult ceva este nu este serios. Ce spus, noi putem mai multe bani și mai mică tax. Acum nu este posibil. Este criză mondială, nu este posibil. Dar credeți că aceste mișcări sunt, spre exemplu, susținute din afară cumva, mai mult alimentate, vine cumva aceste influențe străine care se întâmplă la momentul prin intermediul rețelelor sociale. În toată lumea, prin intermediul rețelelor sociale și mai departe, subminarea proceselor politice electorale din țările europene, din Statele Unite, spre exemplu, implicarea Rusiei. Credeți că asistăm la o situație similară și în cazul acestor mișcări populare din Franța acum? Credeți că există un factor extern care este prezent? Pentru meu, Rusia este fantasmă. Ce faci? Gilets Jaunes aveți nevoie de Rusia acum.
Sigur, eu cred, pot situația în Franța este bine pentru Rusia. Da. Eu cred, este opinionul meu, eu nu cred Rusia. Este legătură directă. Da, dar cum pot să faci? Probabil că ei folosesc această situație pentru a submina mai degrabă democrațiile occidentale, dar relație directă puțin probabilă, că însăși mișcarea, înțeleg, e foarte dispersată. Nu există un lider foarte clar. Da, este gata epoca din Uniunea Sovietică cu Partidul Comunist în Franța, unde este legătura directă. Este terminat așa, eu nu cred. Da, puțin să discutăm despre Moldova. Sunteți observator politic în Franța. Cum priviți experiența dumneavoastră aici în Moldova? Ați dezvoltat o afacere, ați avut experiențe diferite. Cum reușiți să dezvoltați afacerea? Ce experiențe puteți să împărtășiți cu dumneavoastră acum, din perspectiva unui om de afaceri care activează în Republica Moldova și observă și evoluțiile politice din Politic, țară. Da. În comparație. Da, este greu pentru noi, înțeles tot bine, în politic în Moldova. Pentru meu, situația acum, pentru meu este, eu cred, Moldova aveți nevoie din Europa și din Rusia. Cum este face alegere cu tata și cu mama? Eu nu pot spus Rusia gata sau Europa gata. Eu cred pentru Moldova aveți nevoie de doi părți. Este complicat, așa este opinionul meu, pentru că nu pot nu suntem lângă Rusia și lângă Europa. Este complicat. Europa pentru meu nu este bun 100% pentru Moldova. Eu nu sunt partizan din Moldova, în Europa. Eu cred că este pot mai mult probleme, mai mult complicația. Este complicat situația din Moldova acum. Dar eu cred, sincer, eu cred, cum spus, nu mă opinion, eu sunt migrant, eu nu vreau, nu înțeles tot în... Da. În calitate de investitor, adică oamenii simpli v-au primit bine, înțeleg, nu? Acolo unde activați. Investitor este cuvânt mare, m-a trebuit. Da, bine, ca om de afaceri. Da, ca un om de afaceri, așa, la nivelul pe care îl aveți. Da. Da, vorbesc de comunitate, de relații cu autoritățile locale. Mă scuzați, nu înțeles bine. Autorități locale și comunitatea, oamenii din sat, cumva au... Este complicat pentru că noi lucrăm în sat. În sat nu înțeles de ce în francez interesați din sat. Așa este complicat. Prima dată eu am fost în Moldova și în România tot pentru ajutor umanitar. Și după eu dezvoltat cu economia solidară. Așa, altă filozofie, eu nu sunt businessman, eu vin cu prima dată pentru ajutor populația sărac. Așa da. Este obiectivul meu prima. Așa. Dar este bine pentru că noi facem... E un fel de afaceri sociale acum, cu impact social. Noi facem economie socială. Exemplu, noi avem fabrici de cașcavale, noi cumpărăm lapte mai scump în populația pentru ajutor familiei și noi transformăm în cașcavale francez. Și așa câtă lume este în jurul dumneavoastră care au vaci? Adică câtă lume cooperați? Noi avem pentru familie cașcaval 15 familii acum. 15 familii. Da, noi ajungem să dezvoltăm. Mi dimineața eu plac în sat pentru faci cașcaval, așa este. Da. Este foarte... Pentru meu, așa este... Moldova aveți nevoie din... lucru este în Moldova. Este în Moldova. Problema este nivel din salarii este foarte... foarte mic. E așa... Cașcavalul francez produs în Moldova e mai bun decât cel produs în Camembert, de exemplu? Eu fac cu suflet, așa, cel mai gustos. Camembert este... În Franța este 1000 fel de cașcaval. Nu putem să facem tot. Este foarte interesant. Experiența noastră face cașcaval cu rășet francez în Moldova. Da. Și care au fost provocările cele mai mari? Vin în Moldova? Eu am fost în prima dată în Moldova în 25 ani trecut și eu sunt imediat în dragostea din Moldova. Eu nu vin în Moldova pentru femei, așa e foarte important, și eu revenit pentru odihnă, pentru face ajutor umanitar, dar eu nu pot dezvolta proiect când am stat o săptămână în Moldova. Și a 8 ani trecut, cu soția mea, noi vândut tot în Franța, noi avem restaurant, noi vândut tot și noi vin în Moldova pentru dezvolta proiect social. Așa este.
Asta e idee foarte bună. Eu cred că dacă ar fi câte un francez în fiecare sat de Moldova, ar fi o mișcare înainte, nu? Și am întărit și cooperarea moldo-franceză. Da, da, da. Este mult posibilitate în Moldova. De ce așa eu sunt în Moldova? Pentru că este foarte mult posibilitate. Dar cum de făcut transferul de cunoștințe către local? Deci dumneavoastră învățați pe ei tot să facă? Așa este complicat. E complicat pentru că în sat noi avem puțin om dorit să lucrez. Nu început, noi avem deja două persoane angajate la fabrică de cașcaval. Eu sunt optimist, noi dezvoltăm puțin, este complicat, dar eu sunt optimist. Este complicat să transfer din competență, așa foarte complicat. Dar ați încercat să învățați și pe alții, deci pe persoane mai tinere să învățați, să aveți... Aș vrea, dar este foarte complicat, dacă este tineri în sat, doriți să lucrezi în sat, foarte complicat. Majoritatea populației tineri pleacă din sat. Situația din sat în Moldova este trașnic, da, este. Da. Și în ce sat? În Horodește. Horodește Rezina. În Horodește Rezina. Da. Da. Ce de făcut? Din păcate, foarte mulți tineri preferă să-și găsească alt destin și altă soartă, adică un alt viitor chiar în Franța sau în altă parte, sau în altă parte. Pentru meu este pecat, pentru că pentru meu Moldova este bogat cu populația sărac. Noi avem tot în Moldova, lapte, fruct, carne, tot este vin. În Moldova, tot vin, sigur. Tot om de cep, tot este în Moldova. Da, populația sărac. Așa, o zi trebuie schimbat. No. Da. Și care sunt planurile dumneavoastră de viitor? Înțeleg că vă extindeți și în satul Horodește. Aveți de gând să, nu știu, să vă creați un magazin, poate în Chișinău, sau aveți anumite planuri? Da, noi dezvoltăm fabrica de cașcaval pentru magazin la Chișinău, așa bine. Prima. Și alt proiect este terminat în 90%. Noi facem fabrică din silop și din dulceața. Cu conceptul cum fabric de cașcaval, unde noi comparăm fruct cu prețul bun. Este mult fruct în Moldova. Din zonă. Din zonă, da. Eu cred că Moldova trebuie nu vândut fruct afară, trebuie transformat și așa e mai bine pentru economia în Moldova. Da. Da. Noi vom mai discuta despre dumneavoastră, dar, dragi telespectatori, acum vă propun să urmărim un interviu cu ambasadorul Franței la Chișinău. Monsieur l'ambassadeur, tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir accepté cette interview pour la connexion. Nous avions eu notre interview précédente l'année dernière, en mars. Quels sont les principaux développements dans les relations politiques, économiques et culturelles entre la France et la Moldavie que vous voudriez signaler depuis? Et quelles sont vos priorités pour cette année? Tout en reconnaissant les progrès qui ont été accomplis par la République de Moldavie au cours des dernières années, et notamment dans le domaine économique et dans le domaine financier, l'Union européenne, qui s'était déjà inquiétée du changement du code électoral sur les élections législatives, qui s'inquiétait également de l'absence de réformes dans le secteur de la justice, qui s'inquiétait aussi de l'absence de progrès dans la recherche des responsables des fraudes bancaires de 2014-2015, a marqué de fortes préoccupations à la suite de l'annulation de l'élection municipale à Chișinău en juillet 2018. Le fait que les observateurs nationaux et internationaux de ces élections avaient recommandé la validation, alors que le perdant de cette élection avait reconnu sa défaite, des décisions de justice peu transparentes ont annulé ce scrutin. Cette décision a provoqué une grande émotion à Bruxelles et à Strasbourg, de vives réactions, y compris bien sûr dans les capitales européennes et à Paris évidemment. Elles ont été considérées comme inacceptables et elles nous ont conduit, comme vous le savez, à prendre un certain nombre de décisions auxquelles la France a été totalement solidaire et qui ont conduit à recalibrer l'assistance financière de l'Union
l'Union européenne à la Moldavie et à également interrompre le versement de l'aide macro-financière. Au plan politique, je crois qu'il est très important que le scrutin législatif en Moldavie se tienne dans des conditions libres et honnêtes. Et si c'est le cas, et si le gouvernement nouveau confirme son engagement, et j'attends qu'il confirme son engagement, je l'espère, dans la mise en œuvre de l'accord d'association avec l'Union européenne, alors la France et l'Union européenne coopéreront et seront prêtes à accompagner les réformes qui sont nécessaires pour la poursuite de, cet engagement. Monsieur l'ambassadeur, nous traversons tous une période difficile sur le continent européen. Les valeurs fondamentales de la démocratie sont mises à la preuve pour la désinformation, l'illibéralisme et des mouvements populistes à travers l'Europe. Si vous me permettez, cher ambassadeur, je voudrais vous demander de bien vouloir vous attarder un peu sur la manifestation de Gilets jaunes. Le président Macron a adopté plusieurs des initiatives importantes pour répondre aux demandes de ce mouvement. Le président a publié une lettre et lancé un grand débat national sur les réformes en France. Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire référence aux points principaux de cette initiative et quelles sont les attentes de le gouvernement français en ce regard? La réponse au mouvement des Gilets jaunes, bien évidemment, doit être politique. Dans un premier temps, le président de la République et le gouvernement ont pris des mesures immédiates et concrètes pour répondre à des revendications économiques et sociales des Gilets jaunes. Le salaire minimum a été augmenté. Les heures supplémentaires ont été défiscalisées, il y a eu des mesures d'allègement fiscal et d'autres mesures ont été prises dans le même sens. Parallèlement, le président de la République a lancé le 15 janvier un grand débat national qui durera jusqu'au 15 mars et qui a pour objectif de faire en sorte que chaque Français puisse s'exprimer, notamment sur quatre problématiques: la fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation de l'État et des services publics, la transition écologique et le fonctionnement de notre démocratie. Mais je dois dire que, en même temps, le président de la République a indiqué qu'il restait fidèle aux projets et aux grandes orientations qu'il a présentées aux Français lors de la campagne présidentielle de 2017. Et en particulier, le fait que le chômage, pour lui, la lutte contre le chômage, restait la priorité, que les emplois étaient créés essentiellement dans les entreprises et qu'il fallait donc que les entreprises aient les incitations nécessaires pour créer des emplois et lutter contre le chômage. Domnule Gherst, domnul ambasador al Franței a fost foarte explicit în ce privește evoluțiile politice și democratice și ceea ce ar trebui să facă Republica Moldova pentru a avansa pe calea democratizării și cel al integrării europene. Eu n-am să vă pun dumneavoastră întrebări provocatoare. Vreau să spun doar că vă admir pentru faptul că sunteți într-un sat și încercați să faceți ceva și să schimbați ceva la nivelul comunității. Acum vreau să vă întreb altceva. Ce ar trebui să facă cetățenii simple, fiecare dintre noi în parte, fie în Horodește, de exemplu, acolo unde sunteți dumneavoastră acolo, fiecare în mod individual, de exemplu, lucrați cu aceste 15 familii, de ce n-ar fi mai multe? Ce ar trebui să facă fiecare cetățean în parte ca să contribuie la țara noastră, înțeleg deja, să contribuie și să avanseze din punct de vedere economic și social? Eu cred, prima ceva, în Moldova problem, poporul Moldova nu iubesc Moldova. Iubesc tradiția, așa, tot în Moldova, nu iubesc Moldova, nu cred în Moldova. Așa fug în Franța, în Italia, așa. Eu cred
prima ceva trebuie este posibil în Moldova, Treiască, Bine, Dezvoltar. Eu vin în Moldova, eu nu sunt, eu nu vorbesc bine limba română. Bine vorbesc. Da, este complicat pentru mine, este foarte complicat. Eu pot să fac ceva. De ce în Moldova nu pot să fac ceva? Este mult ajutor de Europa, de asta. Așa este mesajul meu pentru Moldova. Este posibil în Moldova, este posibil. Când eu ascult în Moldova, este nimic. Eu sunt superat. Dacă ați făcut cașcaval, faceți sirop, faceți dulcezuri. Da, am să vin eu la Horodește deja. Da. cu vinul de acasă. Cu vinul de acasă. Sigur. Ne facem vin. Da. Da, da. No, așa, eu cred, e mentalitate, trebuie schimbat. Cred în Moldova, este posibil, noi putem să facem ceva în Moldova. Eu am văzut cum trăiesc moldovenesc în Franța. Este greu, nu este paradis, nu este ușor. Exact. Nu este ușor în Franța. Așa aș vrea mesaj. Nu este ușor. Foarte complicat. Domnul Renes, dar sunteți în Republica Moldova din 93, dacă nu greșesc. Da, prima dată. Da. Ați observat anumite schimbări în momentul în care Moldova, spre exemplu, a început să implementeze un nou acord cu Uniunea Europeană care ne oferă multe avantaje economice, comerciale, noi standarde europene care se implementează în Moldova, în special din 2014. Ați observat anumite schimbări în acest sens în Republica Moldova, în dezvoltarea afacerii, în promovarea afacerii, în promovarea diferitelor inițiative sociale pe care le faceți, în comparație cu anii precedenți? Da, eu cred că este pozitiv pentru Moldova. Eu pot vorbesc de experiența mea în sat. Exemplu, multe familii plac, lucrez în Prag, în Portugal, înainte de acord, plac definitiv. Acum plac 3 luni și revenit în Moldova. Așa este bine, vin cu bani pentru investiți, așa e deja este bine. Este simplu în sat, dar este imediat. Deci mai mult cetățeni aleg să se întoarcă acasă, da. Este o perioadă pe timp, să vină să investească, da, în comunitate. Pentru că pot face vin revenit de simplu. Așa deja, pentru mine este pozitiv. Este pozitiv. Noi pierdut familii în sat. După, eu nu cunosc foarte bine economii mai mari în Moldova. Așa deja, pentru mine este foarte pozitiv. Eu cred că asta este un indiciu despre care discutăm foarte mult timp, avantajele pe care le oferă Uniunea Europeană pentru Republica Moldova, și unul din ele este într-adevăr acesta, dar sunt și multe altele pe care noi trebuie să le valorificăm, cum spuneți dumneavoastră, în primul rând să avem grijă să oferim oportunități tinerilor, familiei, să oferim oportunități comunităților, și după mine ceea ce faceți dumneavoastră este foarte important și eu cred că este o motivație în plus, da, pentru cetățenii noștri care sunt în Republica Moldova. Eu cred că pentru oricine care vede că vine un străin și reușește într-un sat să facă ceva, poate că bine, ar fi necesar să avem și anumite finanțare, poate mai ieftină pentru tinerii antreprenori sau pentru antreprenorii de la sate să poată porni o afacere. Pentru că să iai credit de la bancă este foarte scump în Republica Moldova. Sigur. Eu nu știu dumneavoastră cum reușiți să vă descurcați cu tot ce faceți, dar pentru un cetățean moldovean e puțin complicat. Da, eu cred, venit cu idei originale, idei noi. Problema în Moldova, una persona fa așa, altă persoană face așa, identic. Nu schimbat. Exact. Ce eu pot schimba pentru că este original, așa, așa. Și este bine când moldovan trăiască un an, două ani, trei ani în Franța, în Italia, altă parte în Europa și revenit cu altă mentalitate, altă idee e dezvoltat. Așa i-am văzut deja tinerul ieșit după 5 ani, 6 ani. Deci schimbarea mentalității, cred că asta ar fi, cred că, nota optimistică cu care noi, cred că, vom finaliza subiectul în cauză despre Franța. Iar acum, dragi telespectatori, ne vom deplasa spre un alt subiect mai puțin, nu mai puțin interesant și la fel de instabil, chiar mai instabil, aș spune eu, este vorba de zona Balcan. Și vă propun să urmărim un reportaj în acest context. Regiunea Balcanilor devine o zonă din ce în ce mai disputată între Rusia și NATO. E un semnal transmis de presa internațională după ce vineri Parlamentul grec a aprobat viitoarea aderare a Macedoniei de Nord la NATO. A fost ultima etapă a acordului greco-macedonean asupra schimbării numelui micului stat vecin din Balcani. Eu să ai să la ialmia fora la calosorișo pe acest vim.
την Βόρεια Μακεδονία, μια φιλική προς την Ελλάδα χώρα, μια χώρα η οποία θα πρέπει να είναι στήριγμα και όχι αντίπαλος για τις προσπάθειές μας να εγκαθιδρύσουμε την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή. Ambasadorii NATO au semnat încă miercuri protocolul de aderare a Macedoniei la Alianța Nord-Atlantică. Obiectivul este aderarea țării odată cu summitul NATO din decembrie de la Londra. Mulți analiști amintesc că extinderea NATO în Balcani continuă să irite Moscova, care ar fi încercat fără succes să împiedice aderarea la Alianță a Croației, Muntenegrului și mai recent a Macedoniei. Presa din Balcani atrage atenția și asupra evoluțiilor geopolitice din Bosnia și Herțegovina. Publicația bosniacă Avangarda notează că sub presiunea Moscovei, autoritățile de la Sarajevo se opun aderării la NATO în pofida sondajelor care arată că 60% dintre cetățeni ar accepta acest pas. Rămâne incert și viitorul Kosovo, chiar dacă 90% din populație își dorește aderarea la NATO. Potrivit analiștilor, Kosovo nu va reuși în scurt timp să îndeplinească cerințele de viitor membru al NATO, mai ales că autoritățile de la Priștina ignoră apelurile occidentale la reconciliere cu Serbia. Asupra guvernului kosovar planează și suspiciunea că s-ar înarma pentru a uni într-un stat regiunile cu minorități albaneze, plan care o îndepărtează și mai mult de NATO. În fine, sub semnul întrebării se află și viitorul geopolitic al Serbiei, care depinde economic de Occident. Ea are însă statut de țară neutră și menține relații militare atât cu NATO cât și cu Rusia. De 6 săptămâni, președintele țării Aleksandr Vučić a contestat de protestatari în stradă, fiind acuzat de autoritarism. Nici recenta vizită a președintelui rus Vladimir Putin nu a potolit spiritele, mai ales că cea mai mare parte a opoziției sârbe e pro-rusă. După cum nota BBC în această săptămână, Serbia reprezintă pentru Moscova un spațiu cu aceleași origini culturale slave și cu aceeași credință creștină ortodoxă. Acest lucru poate juca un rol cheie într-un moment în care Uniunea Europeană pare a fi slăbită, iar NATO divizată. Iulian, vreau să-ți dau câteva întrebări, având în vedere că tu ai avut o experiență destul de extinsă în Balcani. Cunoști foarte bine Balcanii. Toate aceste evoluții care se întâmplă acum, influența Rusiei, tendințele de participare și de extindere a țărilor din Balcani în NATO, în UE. Cât de mult totuși consolidează Balcanii, cât de mult rezolvă problemele istorice care există de neînțelegere între aceste țări? Situația în Balcan este destul de complicată, dar ea este și mai complicată dacă luăm în considerație faptul că două război mondiale au pornit din zona respectivă. Un război mai recent, acum 20 ceva de ani în urmă, a fost războiul dezintegrării Iugoslaviei. Asta a lăsat în urmă o moștenire foarte complicată, da? Deci niște naționalisme competitive. A fost Milošević, dacă vă aduceți aminte, de liderul Serbiei, a fost Aja Izetbegović în Bosnia-Herțegovina și Tudjman, evident, liderul Croației. Toți au mers pe filiera naționalistă, așa? Și europenii, din păcate, nu au reușit să stabilizeze și cumva să oprească acel război. Au trecut mulți ani și foarte multe victime a produs această conflagrație. A fost necesară intervenția Statelor Unite până la urmă. Bosnia, de exemplu, este un stat, după mine, artificial în urma acordului de la Dayton, care practic a consfințit niște aranjamente teritoriale în urma unor acțiuni, un război nedrept pe care sârbii l-au condus împotriva bosniacilor și a croaților. Și atunci, după mine, atunci europenii au greșit pentru că nu au intervenit imediat sau după o anumită perioadă rezonabilă, ca să se spună așa, și acum greșesc pentru că nu îi acceptă așa cum sunt cei din Balcanii de Vest. Pentru că e mai ușor să reformezi țările astea din interior decât să tot înaintezi condiții și să oferi Rusiei sau Chinei posibilitatea de a se implica în această competiție geopolitică și geostrategică. Totuși, Albania este membru NATO, Macedonia, iată că a semnat un acord în sfârșit, NATO, da. În sfârșit după rezolvarea problemei denumirii țării. Da, apropo, vorbind de Macedonia, cât de greu a fost pentru Macedonia să obțină acest compromis cu guvernul grecesc? Și nu înțeleg, de fapt, de unde sunt atâtea reacții vehemente în societatea greacă, pentru că naționalismul credeam că este mort, de fapt, că ține de, știu eu, de epoca trecută, de mută apusă, dar iată că
această identitate culturală se pare că este importantă pentru foarte multă lume. După mine este ridicol să pretinzi că Macedonia, o țară minusculă, mai mică decât Republica Moldova, ar putea cumva, într-un viitor oarecare, atenta la integritatea teritorială a Greciei, care este o țară mult mai puternă decât de punct de vedere economic, cu criză, cu tot pe care au acum, au și o armată mult mai puternică. Este totalmente ridicol. Acest caz confirmă, practic, procesele europene sau faptul că Grecia este membra a Uniunii Europene, faptul exact. Că Macedonia este angajată în proces de aderare la Uniunea Europeană. Exact. Totuși a oferit acest exemplu pozitiv și acest compromis care ajută, până la urmă, dezvoltarea acestei țări și apropierea de un spațiu de securitate, de stabilitate. Adevărat, dar întrebarea este viteza cu care se mișcă aceste state balcanice către Uniunea Europeană. Este frică să nu apară o condiționare după condiționare, după altă condiționare și atunci să nu se ajungă în situația Turciei, care a putut fi acceptată în cadrul Uniunii Europene, n-a fost acceptată, după mine, greșit, după care Erdogan și-a consolidat o putere de sultan și, practic, după mine, Turcia este pierdută pentru multe generații. Și asta e problema pe care o văd eu acum. Cu toate problemele pe care le au țările din Balcanii de Vest, ar trebui această mișcare să fie accelerată, să adere la Uniunea Europeană și ceea ce au reformele care au mai rămas să fie implementate, să fie implementate în cadrul Uniunii Europene. Pentru că avem și în istorie lucrul ăsta, Spania după Franco, Portugalia după Salazar sau Grecia, aceeași Grecie, după conducerea coloniilor negre. Adică nu văd aici o condiționare foarte strictă. Totuși depinde de voința politică și dorința elitelor politice, deși a cetățenilor de a se mișca în direcția respectivă. Croația a demonstrat acest lucru, o țară care a pornit practic din același punct cu celelalte țări din Balcanii de Vest, astăzi membra a Uniunii Europene. Serbia și Muntenegru s-ar putea să devină membre ale Uniunii Europene în anul 2025. Totuși viteza, poate cu viteză mică, dar Ilean, în același timp trebuie să recunoaștem că s-a lansat o competiție acerbă pentru influența asupra Serbiei și asupra Muntenegrului și asupra Macedoniei. Rusia nu a participat la această competiție acum în anii 90. Nici Turcia, nu vorbesc de China. Acum însă acești actori sunt foarte activi în zonă și este mult mai dificil pentru țările europene, pentru Uniunea Europeană, să-și promoveze politica sa externă. Despre asta este vorba. Deci și cât de este influentă Rusia în Balcanii de Vest? Știm că Muntenegro a fost un caz de cu care a fost, se spune că a fost susținut din afară. În Serbia avem proteste foarte mari și iarăși a fost și Putin recent în Belgrad. Da, nu știu dacă există o legătură între protestele împotriva lui Vucic și prezența sau deplasarea vizita lui Putin. Poate asta a fost o încercare de a legitimiza cumva. Dar relația tot timpul a fost destul de apropiată între Serbia și Rusia. Cu Muntenegru lucrurile stau puțin mai diferit. Au fost relații foarte bune până în momentul în care Moscova a încercat să răstoarne guvernarea respectivă și asta a fost problema cea mare. Dar relațiile erau excelente. Oligarhii ruși practic au cumpărat practic tot țărmul din Muntenegru. E un țărm foarte frumos de altfel. Dar rușii cred că au jucat prea tare, pentru că ei uneori exagerează. Deci nu știu, nu înțeleg unde este echilibru, iar balcanicii cu toate, zicem, cu toată dorința lor sau cu toată orientarea lor slavă, ortodoxă, oricum sunt destul de sensibile și atunci când dai peste ei, în modul în care Moscova deseori se întâmplă să o facă, da, atunci se supără chiar și cei din Muntenegru, se supără și macedonienii, chiar și grecii s-au supărat pe ce au făcut rușii. Dacă se aduce aminte, anul trecut au fost tot felul de expulzări ale diplomaților dintr-o parte și din alta. Deci lucrurile sunt destul de complicate în zona asta și nu sunt chiar alb-negru, deci sunt foarte multe nuanțe gri. E o zonă foarte interesantă, dar e destul de complicată și complexă. Și vorbind de Kosovo puțin,
Știm acum că există multe discuții cu privire la aceste schimburi teritoriale între Serbia și Kosovo. Nu știu dacă putem să mai discutăm despre ele, dar... Din păcate, nu suntem în stare să discutăm și despre Kosovo, dar vom reveni la acest subiect, este foarte interesant. Mie însă nu-mi rămâne altceva, dragi telespectatori, să vă mulțumesc că ați fost în această seară cu noi, să vă invităm să ne urmăriți și duminica viitoare, iar acum, în sfârșit, vă propun și un reportaj despre ce s-a întâmplat pe Mapamond pe parcursul săptămânii curente. Zeci de mii de persoane au manifestat azi la Madrid la chemarea dreptei și extremei drepte împotriva șefului guvernului socialist Pedro Sánchez. El este acuzat că a trădat Spania dialogând cu separatiștii catalani. Protestele au avut loc în centrul Madridului cu două zile înaintea procesului istoric a 12 foști lideri separatiști pentru rolul lor în tentativa de secesiune a Cataloniei în octombrie 2017. Liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, a cerut forțelor armate să permită intrarea ajutoarelor umanitare internaționale. Criza din țară crește tot mai mult după ce Guaido s-a autoproclamat președinte interimar. Statele Unite, majoritatea țărilor Uniunii Europene și importante țări din America Latină au recunoscut legitimitatea lui Guaido. Rusia, China, Cuba, Siria și Turcia îl consideră pe socialistul Nicolas Maduro președinte legal al Venezuelei. Președintele american Donald Trump a anunțat că al doilea summit cu liderul nord-corean Kim Jong-un va avea loc în capitala Vietnamului, Hanoi, pe 27 și 28 februarie. Pe agenda discuțiilor se află din nou programul nuclear nord-corean și eforturile de denuclearizare a peninsulei coreene, în schimbul ridicării treptate a sancțiunilor internaționale. Ministerul de Externe al României a respins cererea adresată de Rusia către Statele Unite pentru desființarea sistemului de apărare de la Debeselu. Bucureștiul a calificat solicitarea drept irelevantă și o încercare de a distrage atenția de la încălcarea reală de către statul rus a tratatului privind rachetele cu rază scurtă și medie de acțiune.